Dacian Cioloș, iată că ne apropiem de alegeri, duminică ne alegem primarii și consilierii. Am văzut că ați fost în ultimele zile foarte mult prin țară. Cum se vede campania de pe teren, de la firul ierbii, din localitățile mici, nu din București? Am fost și eu surprins să constat că oamenii sunt mult mai receptivi decât ne-am fi așteptat, pentru că avem ideea asta de aici, de la București și din marile orașe, că oamenii la țară sunt foarte legați, foarte fideli de primarii de acolo, că nu prea interesează campania, că oricum așteaptă să li se dea ceva. Și am fost surprins discutând cu colegii care au făcut campanie prin sate sau chiar deplasând mânunele dintre ele, să văd că sunt mulți oameni receptivi. Am auzit mulți care spuneau, domnule, primarul de la noi a avut deja 3-4 mandate, cred că i-a cam ajuns. Hai să vedem și cu câțiva tineri. Însă am întâlnit și multe locuri în care oamenii spuneau, mai că, da, văd că sunteți tineri, vreți să faceți, e foarte bine și uite, nu mi-a mai călcat în bătătură nimeni să mă întrebe de sănătate de săptămâni întregi, de luni întregi, dar aici mai că nu pot să nu votez cu primarul, că pe urmă am probleme, că toată lumea se cunoaște și dacă află că votăm cu alții, am probleme, că știți, depinde el, cu pensia, cu asistența socială și așa mai departe, cu anumite avize. Deci e toată atmosfera asta un pic amestecată, însă e foarte bine că oamenii sunt deschiși și oamenii ascultă, spre deosebire de campania la europarlamentare, unde și atunci am fost mult, chiar mai mult prin țară, atunci se putea și mai mult. Acum trebuie să respectăm și anumite restricții legate de contactul cu oamenii, grupuri mai mici. Însă, de data asta, spre deosebire de europarlamentare, am întâlnit foarte puțini oameni care au refuzat să discute cu noi, care au refuzat să ne asculte. Atunci când auzeau că suntem de la USR, spuneau, fugi, domnule, de aici, lasă-mă în pace. Eu sunt cu PSD-ul, nu vreau să aud, nu mă interesează. Acum, aproape că n-am întâlnit astfel de cazuri, oamenii luau pliantele pe care le dădeam, le distribuiam cu programele colegilor noștri care candidau, stăteau de vorbă și mai ales în ultimele două săptămâni, să zicem, am simțit așa o emulație care crește, cel puțin în orașele mari. Nu știu cât și cum o să se traducă asta la vot, cât din cei pe care am întâlnit se vor mobiliza să vină chiar la vot, dar din punctul ăsta de vedere am întâlnit deschidere. Dar ce așteaptă oamenii pentru a ieși din această cultură a partidelor mamut despre care vorbiți? Ce le pot promite candidații noi în așa fel încât să-i ajute să iasă din cultura autorității? Că despre asta este vorba, nu? Da, aici iară e foarte greu să le mai promiți anumite lucruri pentru că oamenii s-au cam săturat de promisiuni. Și chiar o spun. O spun că toată lumea le promite, că odată la 4 ani vin și le promit lucruri și că de ce ar crede pe alții. Noi am jucat pur și simplu cartea sincerității, onestității și a deschiderii. Le-am spus ce putem să facem, le-am spus cine suntem noi, le-am prezentat candidații, cea mai mare parte candidații noștri sunt oameni care vin din mediul privat, din mediul corporatist, care își câștigă un trai prin propria competență, care nu au depins și nu depind de stat sau de venituri de la stat. Și asta le mai dă încredere în oamenilor și o anumită deschidere. Am vorbit foarte mult de fonduri europene, pentru că am fost și eu surprins, trebuie să recunosc, foarte multe localități din țară în care nu s-au finanțat proiecte din fonduri europene. Mai sunt faimoasele PNDL-uri ale domnului Dragnea, care au început și nu s-au terminat, sau unde s-au făcut lucrări de mântuială și oamenii văd lucrul acesta. Dar schimbări în profunzime care se puteau face accesând fonduri europene ca să finanțezi nu doar drumuri, canalizare, apă, dar să finanțezi școli, grădinițe, să dotezi dispensarele, ca să nu mai vorbim de informatizarea primăriilor și a relației cu administrații publice, cu cetățenii, aici sunt foarte, foarte puține localități unde s-au folosit fonduri europene și asta le-am putut spune pentru că tocmai
Veneam de la Parlamentul European, de altfel și în aceste ultime 3-4 săptămâni, cât am fost în majoritatea timpului prin țară, de dimineața până seara, acasă la București, n-am trecut decât o dată în luna septembrie. În rest, cam 2 zile pe săptămână în Parlamentul European și apoi din nou în țară și eram la Parlamentul European tocmai pentru că negociem bugetul multianual pentru Uniunea Europeană și planul acesta de redresare și în urma căruia România ar urma să primească în următorii 7 ani sau să aibă la dispoziție potențial aproape 80 de miliarde de euro. Și l-am vorbit de lucrurile acestea, pentru că pe listele noastre de candidați, fie primari sau, dacă nu, cel puțin consilier local, avem foarte mulți oameni cu expertiză pe domeniul ăsta, oameni care au accesat deja fonduri europene sau oameni care au gestionat bugete și cel puțin am putut să le vorbim de ceea ce vrem să facem, să le spunem și care vor fi resursele de finanțare și cum intenționăm să facem. De altfel, chiar am spus mai multor candidați la primărie, acolo unde și cred că ar putea exista șanse să câștigăm, ca în cel mult 2-3 luni maxim după ce preiau mandatul, că aș vrea să iasă public și să prezinte proiectele pe care se angajează să le pregătească pentru fonduri europene, pentru că lucrurile vor merge foarte repede și chiar într-un mandat de 4 ani pot să facă foarte multe în următorii 4 ani, pentru că în ciuda crizei, care evident o să ne afecteze, o să ne atingă și pe noi, există această oportunitate de a aduce fonduri europene mai repede, mai mult și mai ușor decât s-a făcut până acum. Tocmai, bun, dar până acum de ce nu s-a făcut? Credeți că a fost o lipsă de voință politică sau pur și simplu nu s-au priceput, să zic așa, administrațiile locale să scrie proiecte, să găsească linii de finanțare, că nu? Au fost amândouă. Acum când spunem că nu s-au priceput, nu cere nimeni unui primar să fie expert în fonduri europene, nici măcar unui consilier. Dar vedem în țară locuri deja unde primarii, dacă s-au interesat, au găsit oameni care să mobilizeze expertiză și competență pe domeniul ăsta. Însă în foarte multe locuri nu s-a atins nimeni de fonduri europene pentru că e mult mai greu din perspectiva lor. E mult mai ușor să canalizezi, să drenezi bani din fonduri publice direct de la bugetul de stat, pentru că regulile le fac ai tăi din partidul tău, care ajung la guvernare. Pe când, pentru fonduri europene, chiar dacă din punct de vedere administrativ-birocratic e un pic mai complicat, dar e mult mai greu să furi. E mult mai greu să faci șmecherii, să ceri șpagă, să ceri cotă parte și așa mai departe. Acolo unde s-au întâmplat lucrurile astea, a intrat și DNA-ul pe fir. Ați văzut, probabil, în urmă cu 2 săptămâni, chiar și eu am postat această informație, că România e în topul țărilor europene cu cele mai multe dosare deschise la OLAF, la Organismul European de Luptă Antifraudă. Și asta arată că acolo unde autorități locale s-au atins de fonduri europene, multe dintre ele s-au ars, pentru că e năravul ăsta care s-a dezvoltat la mulți dintre primarii noștri și aleșii noștri locali. Domnule, ajung acolo și trebuie să dau bani la partid, mai iau și eu ceva și trebuie să mă descurc cumva. Spuneați că nu știți, nu vă puteți da seama cum se va traduce exact în vot tot acest efort de campanie și aceste breșe, să zicem, pe care acești candidați tineri le fac cumva între partidele tradiționale, eu le zic, spun partide mamut. Care este miza atunci pentru Alianța USR Plus în aceste alegeri? Ce vreți să obțineți? Nu vă întreb un procent. Exact asta e miza. Să facem această breșă în magma asta care s-a consolidat în ultimul deceniu, în ultimii 15-20 de ani, între cele două partide și vedem că există în multe locuri din țară înțelegeri tacite între cele două mari partide. Vedem cu câtă ușurință trec primarii de la un partid la celălalt, fără nicio problemă, sunt acceptați. Au fost de la PNL la PSD, recrutați în urmă cu câțiva ani, înainte de ultimele alegeri. Acum PNL-ul, care la guvernare, recrutează și el masiv, mai ales în mediul rural, dar nu numai în mediul rural. Am văzut la Iași cum l-au luat cu brațele deschise pe domnul Chirică, după ce cu un an în urmă și președintele și vicepreședintele partidului vorbeau de afacerile lui imobiliare și spuneau că
o astfel de mafie imobiliară nu are ce căuta la Iași și acum e bun. Deci există ușurința asta cu care treci dintr-o parte în alta pentru că sunt cam aceleași reguli pe care trebuie să le respecti și de o parte și de cealaltă. O regulă a tăcerii, nu vorbești despre ce finanțezi, despre cum iei deciziile, când încearcă vreunul să ridice vocea, încerci să-l cumperi, dacă nu poți să-l cumperi, încerci să-l denigrezi. Și în felul ăsta, iată, se perpetuează. Mai faci câte un pic, câte ceva înainte de alegeri. Am venit astăzi chiar de la Iași cu mașina până la București. Am întâlnit într-o grămadă de localități drumuri blocate cu lucrări pentru că se lucrează masiv acum, să tragă asfaltul, să astupă grop, să dă cu var. Cât ați drum de la Iași la București? Păi am plecat, am mai și oprit un pic pe drum, am mai discutat cu oamenii, am mai luat niște fructe. Am plecat la 9 din... 9 fără un sfert din Iași, ne-am oprit la Bârlad, la cabinetul parlamentar a colegei mele Ramona Strugariu, cam o jumătate de oră și am ajuns pe la 4 în București. Unde ați dat iar peste șantiere? Pentru că și Bucureștii sunt plini de șantiere zilele acestea. Păi, vă spuneam, pe drum, în multe locuri. N-am notat localitățile pentru că era la... De asta am și întârziat un pic, pentru că am avut în mai multe locuri opriri, pentru că erau lucrări pe drum. S-au și tăiat multe panglici, Dacian Cioloș. S-au tăiat, păi, da, farfeca merge la foc automat acum, în aceste zile. Dar vedeți că se taie panglici inclusiv... la poduri care duc nicăieri. Cam ăsta e un simbol, pentru că se întâmplă în București, în capitala României, o capitală europeană. Am mai tot văzut astfel de proiecte în alte locuri până acum, drumuri care erau asfaltate și care duceau nicăieri. Acum vedem un pod care duce nicăieri. Ei, și toate lucrurile astea se întâmplă înainte de alegeri, tocmai pentru ca cei care vor fi realeși să aibă liniște încă 4 ani. Ei, și noi vrem să-i asigurăm pe cetățeni că nu vor avea liniște astfel de oameni care vor fi aleși dacă vor fi aleși, pentru că chiar dacă noi nu vom avea primari și unde vom avea primari, vrem să dovedim că se poate face administrație publică locală altfel. Cu transparență, cu reducerea birocrației, cu oameni competenți, că se poate investi coerent și structurat, nu doar în drumuri, ci și în școli, în grădinițe, în spitale, că se pot aduce și investiții private pentru a crea locuri de muncă atunci când primarul e cu capul pe umeri și transmite siguranță și predictibilitate investitorilor. Deci asta vom face cu primarii noștri, iar acolo unde nu vom câștiga primăriile, dar vom intra în Consiliul Local, chiar și cu un consilier, cu 2, cu 3, cu 5, chiar dacă nu vom avea o majoritate, îi vom asigura pe cetățenii din localitatea respectivă că vom cere transparență a felului în care se cheltuie banii, a felului în care se iau deciziile, a eficienței cheltuielilor publice și toate lucrurile astea nu vor mai putea sta ascunse pentru că le vom cere noi. Ăsta e pariul pe care îl facem noi. Colegii noștri de la București, de la USR, de la București au dovedit 4 ani de zile că se poate face lucrul ăsta. Ei, o vom face din majoritatea Consiliului Local, acolo unde vom obține majoritate și sunt șanse să obținem în multe localități să avem majoritatea. Vom constitui majorități cu parteneri dacă vor fi pe aceeași lungime de undă cu noi, pentru a putea da direcția în locurile respective. Dar altfel e important și asta vreau să transmit alegătorilor. Orice vot dat Alianței USR Plus e un vot util. Din acest punct de vedere. E un vot util pentru că chiar și cu un consilier în Consiliul Local vom cere și vom obține transparență în felul în care se cheltuie banii publici. Și pornind de aici, știți cum e, la lumină se fură mai greu. Pornind de aici, putem să începem să construim alte reflexe în administrația publică locală. Cum ați cooperat cu PNL în București, în campania pentru primăria București? Pentru criticați, nu, foarte des PNL, ați văzut în țară anumite lucruri, le denunțați. Cum nu criticăm PNL-ul prin definiție, ca strategie de campanie, că vrem să-i criticăm, să arătăm că noi suntem mai buni decât ei.
acolo unde am putut coopera și nu numai la București. A fost cazul și la Galați, a fost cazul și la Zalău, cred că mai sunt încă câteva locuri în țară unde ne-am putut înțelege pentru că aveam obiectivul comun să dăm jos primarul PSD care e acolo de mai multe mandate și a aruncat în aer localitatea respectivă și ne-am pus de acord pe candidați comuni, pe oameni cu adevărat de valoare și oameni competenți și oameni curați, acolo am putut conlucra. Dar acolo unde ne-au cerut să ne retragem noi candidatul ca să poată domnul Chirică să candideze din partea PSD-ului, deci PSD-și deghizați în galben, nu putem susține și acolo am spus lucrurile așa cum le-am văzut. Deci sau pentru în, București sunteți sau mulțumit? În alte locuri, sau în alte locuri, cum e la Timișoara, de exemplu, unde primarul de acolo, chiar dacă e liberal, sunt mulți liberali de acolo, din oraș, care i-au spus lui Dominic Fritz că o să-l voteze, pentru că ei, ca liberal, nu se simt reprezentați de acel primar. Evident că ne-am prezentat candidatul, îl susținem și spunem ce vrem să facem și spunem ce nu s-a făcut bine din punctul nostru de vedere. În București sunteți mulțumit de cum a mers campania cu Nicușor Dan, candidat la primărie? De ce au făcut colegii din Plus USR? De cum a funcționat cooperarea cu PNL? Da, eu din câte știu trebuie să recunosc că m-am concentrat mai puțin pe București. Vlad Voiculescu a fost foarte activ în București. Ne-am împărțit un pic sarcinile. Noi am fost și eu și ceilalți colegi europarlamentari, mai vizibil Dragoș Tudorache, Dragoș Păslaru, Ramona Strugariu și ei și acum sunt prin țară. Ne-am dus, am încercat să acoperim toată țara. Eu am fost, cred, în vreo 30 de județe și în multe județe în vreo 2-3 localități. Deci ne-am împărțit prin țară. Am fost și în București la câteva evenimente. Vom mai avea mâine un eveniment. Din câte am aflat de la colegi și am văzut atunci când am rămas și eu în București, lucrurile au mers bine, au evoluat spre bine și cu cât ne-am apropiat de momentul alegerilor, cu atât mai mult s-au întățit atacurile, ați văzut la anumiți colegi și ăsta e un semn că a mers bine campania pentru că au deranjat colegi. Bun, și totuși ce a mers prost, pentru că Nicușor Dan însuși a spus că are doar 2% în fața Gabrielei Firea și noi știm cum a fost mandatul Gabrielei Firea în București, a fost un dezastruos, o spune asumat, o spune toată lumea. Și atunci cum se face că un candidat susținut și de PNL și de USR Plus să aibă doar 2% în fața Gabrielei Firea? E în marja de eroare, practic. Vedeți, doamna Firea a investit enorm de mult, inclusiv din bugetul capitalei, în promovare, în tot felul de machete, în tăiat panglici, în vouchere, aruncate în stânga și în dreapta, în măsurile populiste cu care PSD-ul ne-a obișnuit. Și e o parte a locuitorilor din București la care acest lucru a prins. Pe de altă parte, ați văzut că pe partea asta-laltă, Nicușor Dan susținut de noi și de PNL, dar și-a anunțat candidatura și domnul Băsescu. Și asta cred că a creat un pic de nedumerire la un moment dat. Dar mă bucur că lucrurile se clarifică încet, încet, acum la spartul târgului măcar. Pentru că am văzut că în cele din urmă domnul Băsescu a recunoscut că Nicușor Dan, din punctul lui de vedere, e cel care va câștiga. Și deci chiar dacă domnul Băsescu nu se mai poate retrage acum de pe listă, dar cred că prin mesajul de ieri a clarificat lupta pentru București și că toate forțele de dată trebuie să se concentreze pe susținerea lui Nicușor Dan. E cea mai mare milă în București? Tot timpul dificilă. Și când a câștigat domnul Băsescu, primăria și atunci a fost o surpriză sau nu s-a știut rezultatul decât în ultimul moment. Deci bătălia asta la București a fost tot timpul dificilă. E cea mai mare miză în București? Analiștii politici așa interpretează în mod tradițional că miza acestor alegeri este preponderent în București. Pentru că de București va conta, să zicem, poziția de start pentru legislativele din iarnă. Sigur, Bucureștiul tot timpul e o miză, fără excepție. Dar de data asta, din punctul meu de vedere și de asta am și fost mult prin țară, dincolo de București e o miză
ce se întâmplă în toată țara, pentru că e un moment în care România cu adevărat poate să treacă la un alt nivel de a face politică, de a face administrație publică și de a se dezvolta. Uitați, eu vă spun cinstit și direct, pentru momentul acesta al alegerilor locale și pentru momentul de la începutul lui decembrie, eu am decis în cele din urmă să fac pasul și să intru într-un partid politic. Pentru că am tot evitat lucrul acesta, n-am vrut să fac politică de partid, am considerat că nu-i locul meu într-un partid, că mi-ajut țara și îmi pun la dispoziție competențele atât cât e posibil, asumând inclusiv responsabilități în stat, dar am considerat că nu e treaba mea și că nu sunt eu făcut să intru într-un partid politic. Ei, am făcut pasul acesta pentru că am realizat în 2017 că numai printr-o implicare directă, asumând direct responsabilitatea asta de administrare a statului, pot să schimb anumite lucruri de la un punct încolo. Și mulți, mulți dintre colegi și-au lăsat joburile și și-au lăsat liniștea de acasă, din familie, făcând pasul acesta spre politică, exact pentru acest moment. Avem peste 17.000 de candidați în toată țara, oameni dintre care cel puțin 90% sunt convins că acum 2 ani, acum 3 ani, nici nu-și imaginau vreodată că vor intra într-un partid politic. Povestiți-ne despre candidați. Uitați, eu însă mi-am făcut un interviu cu un candidat pe care l-ați promovat dumneavoastră pe Facebook, Mihaela Stan la Valea Ciorii. E un lector universitar venit de la Londra, care candidează undeva și care vorbește fabulos despre un islaz dintr-un sat despre care îi mărturisesc că eu nu știam absolut nimic. Mai dați-mi exemple de candidați. Vedeți, sunt lucruri aparent mărunte și pentru primarii de acolo, care sunt deja la al treilea, la al patrulea mandat, nu dau doi bani pe resursele localității, pe oamenii de acolo, le mai aruncă și lor ceva ca să-și facă ei afacerile și să se mențină pe post. E cazul și în comuna Valea Ciorii, acolo unde Mihaela Stan a decis să vină, chiar dacă nu e născut acolo, dar ea de 7 ani de zile ajută copiii de acolo să meargă la școală, a adunat bani prin fundraising de la românii din Marea Britanie sau din alte părți, a găsit sponsor și aici ca să le creeze cât de cât condiții la școală, ceea ce ar fi trebuit să facă primăria de altfel și n-a făcut, pentru că n-avea nici interes, copiii nu votează oricum și pe părinții a trăgea la vot altfel. Ea a făcut-o pentru că crede în oameni și iubește oamenii și pentru acești tineri a venit și și-a depus candidatura. Chiar dacă e o provocare pentru ea să se coboare la nivelul mizeriilor de campanie pe care le întâlnește acolo, dar a decis să facă pasul acesta. La fel am întâlnit-o pe Mădălina Iamandei, la Păușești Măglaș, o comună din județul Vâlcea, și ea cu studii universitare în afaceri europene la Londra, unde a lucrat câțiva ani de zile la Camera de Comerț Egipteană din Marea Britanie și de unde a venit acum un an de zile, s-a instalat în comună, să aibă grijă și de părinții ei și a decis să candideze la 32 de ani, cred că are. Evident, oamenii le privesc, mai ales în mediul rural și mai ales când e vorba de femei, le privesc cu oarecare suspiciune și sunt surprinși. Pentru că mulți oameni nu înțeleg. Maică, dar de ce? Ce te interesează pe tine primăria? Că doar tu câștigi mai mult acolo de unde ești. Pentru că oamenii s-au obișnuit cu politicieni care vin la primărie pentru că au un interes personal. La fel Elena Lasconi, o descoperire surprinzătoare, o surpriză plăcută la Câmpul Lung Muscel. A lucrat peste 20 de ani în media, TV, de 15 ani locuiește în Câmpul Lung Muscel, nici nu e născut acolo, dar de 15 ani locuiește acolo, cunoaște oamenii de acolo, a văzut potențialul, resursele pe care le are orașul și cât s-a degradat situația economică, mai ales și socială, în ultimii ani și a decis să candideze. Acum, sigur, ea era cunoscută un pic de la televizor, dar nu neapărat acolo în localitate, decât, mă rog, cercul ei de prieteni, de cunoscuți. Toți oamenii ăștia au pornit de la zero cu notorietatea, aproape de la zero, și ajung astăzi să fie challenger pentru primarii în funcție. La sectorul 4 aici, Simona Spătaru, care la fel a pornit necunoscută, dar de prin vară încoace
ceilalți contracandidați i-au pus paparații pe urme să fotografieze, să filmeze, ca să poată compromite acum în campanie când a început să deranjeze pentru că a început să urce. Dominic Fritz la Timișoara. Veți câștiga la Timișoara? Cum? Veți câștiga la Timișoara? Care e intuiția pe care o aveți? Eu așa mă aștept. După cum am văzut atmosfera acolo, da, mă aștept să câștigăm și acolo. Mi-ați cerut exemple Elena Călin la Drobeta Turnu Severin, o femeie de-a locului, dar care a plecat la facultate la Craiova și apoi la București, a lucrat cu cele mai mari firme pe restructurare și restructurare organizațională pe acompaniere de fuziuni de companii, a decis să se ducă să candideze acolo și la fel a avut parte de tot felul de mizerii pentru că a surprins pe mulți. Sau alaltă ieri am fost la Sfântul Gheorghe, în Delta, la capătul lumii, vorba aceea, Mira Bălan, o asistentă medicală pe care o știe foarte multă lume de acolo din sat, e un fel de moașă comunală pentru că medicul vine din când în când la Sfântul Gheorghe, și care la fel a decis să candideze și acum să țină piept la macismul de acolo, pescarii, bărbații, care la început s-au uitat așa, chiorâși la ea, ce caută o femeie, ce să caute o femeie la primărie. Dar încet, încet, ascultând-o, oamenii încep să îi se alăture. Ei, ăștia sunt oameni care în urmă cu 2 ani nici nu se gândeau să aibă de-a face cu un partid politic. Și asta e miza, că acești oameni care au decis să se implice pentru comunități și pentru binele lor, dar implicit și binele celorlalți, pentru că nu se duc la primărie să bage bani în buzunar, ci să rezolve probleme legate de educație, de sănătate, de școli, de spitale, de care să beneficieze și ei, așa cum trebuie să beneficieze și ceilalți cetățeni. Asta înseamnă să lucreze în interesul cetățeanului și eu sper să-i convingem pe oameni că chiar se poate și în România. Asta e miza pentru. Spuneți-mi și vulnerabilitățile votului de duminică. De ce vă este teamă, de pildă? Votul acesta are loc într-un context destul de special, e pandemie, nu se poate vota prin corespondență, nu există, nu știu, locuri speciale pentru cei care nu vor să poarte mască, de pildă? Sigur. Deci, în primul rând, faptul că avem vot într-un singur tur. Mă rog, asta știm deja de câțiva ani de zile. E o vulnerabilitate pentru că e o bătălie acum, în acest prim tur, când contează în primul rând notorietatea. Mai ales că nu s-a putut face o campanie așa cum se putea face în condiții obișnuite, chiar și ieșind pe stradă, discutând cu oamenii, contactul e mai dificil. Pentru că oamenii nu stau de vorbă cu masca pe față și îi înțeleg foarte bine. Cu teama asta de ceea ce poate să se întâmple, nu prea stau de vorbă și atunci e mai greu să transmiți mesajul când nu ești cunoscut. Și candidații noștri de la USR Plus, în cea mai mare parte, nu sunt cunoscuți ca persoane publice, așa cum sunt cunoscuți cei în funcție. Și deci cei în funcție au un avantaj din start, prin faptul că sunt acolo, prin faptul că ați văzut în foarte multe localități, acum au scos o grămadă de bani ca să facă publicitate pe ce rezultate ar fi obținut în cei 4 ani, doar că să se audă de ei și au folosit inclusiv banii publici, banii cetățenilor pentru asta. Câtă vreme noi am făcut din nou o campanie cu resurse financiare mult mai reduse decât alții și bazându-ne pe cât posibil transmiterea directă a mesajelor. Ei, nu știm câtă lume din cei cu care am intrat în contact, cu care am discutat, câți dintre ei vor avea curajul să vină la vot în aceste condiții de risc. Și cum vă spuneam, oricum cei care sunt în funcție primară au fost mult mai vizibili. De aceea spuneam că pentru noi orice vot contează și orice vot pentru USR Plus e un vot util din acest punct de vedere, pentru că putem să facem cu adevărat o schimbare acum. Eu mi-amintesc și le reamintesc că oamenilor de 2017-2018, când stăteam în stradă, când vedeam cum e atacată justiția, cum își bat joc de banul public cei care erau la guvernare și nu aveam alt mijloc, alt instrument de a ne exprima decât protestând, ieșind în stradă și protestând. Și cât ne-am fi dorit atunci mulți dintre noi să avem în săptămâna următoare un vot ca să-i putem da jos pe cei care făceau ceea ce făceau atunci.
Ei, sper ca cât mai mulți oameni să-și amintească de starea aceea, de emoția pe care aveau atunci și să înțeleagă semnificația acestei zile de 27 septembrie, pentru că nu ne vom mai întâlni 4 ani de zile cu alegeri. Acum votăm în septembrie și apoi la începutul lui decembrie și cum ne așternem acum, așa vom dormi sau mai degrabă așa vom trăi, pentru că sper să nu dormim, până în 2024. Deci avem 4 ani care pot să fie un blocaj de 4 ani pentru România sau pot să fie o oportunitate de 4 ani pentru România. Acesta este să fie mesajul dumneavoastră pentru duminica de alegeri. Mulțumesc, Dacian Cioloș. Ne auzim și după alegeri, poate pe teme europene. Cu mare drag și oricum vin alegerile parlamentare. E foarte important, apropo, și de fondurile europene, ce se va întâmpla cu viitorul Parlament și cu viitorul guvern, care sper eu să fie mai mult orientate spre investițiile și dezvoltarea economică și de locuri de muncă în România. Văd că acum se decide din nou, ca și în 2016, creștere de pensii și salarii, dar cineva trebuie să le plătească astea și pentru a le putea plăti trebuie să dezvoltăm investiții. Și încă o dată, sper, într-adevăr, pentru că la ceea ce se întâmplă la București contează foarte mult, eu am încredere, ca să fie lucrurile foarte clare, am încredere că Nicușor Dan, în echipă și cu Vlad Voiculescu și cu ceilalți de pe lista Consiliului Municipal, cu candidații noștri la primăriile de sector, pot să facă din București o capitală europeană de care să nu ne fie rușine. Sunt lucruri mărunte care pot fi făcute, dar care pot avea un impact major, dar pentru asta e nevoie de votul ăsta. Și votul util, duminică, la București, e Nicușor Dan și lista de candidați Alianței USR+.